Cendoca, cunoscut și apreciat pe mapa mond. Compozitor, artist al poporului, laureat al premiului de stat, cavaler al Ordinului Steaua României în grad de comandor, distincție de stat suprema României, cavaler al Ordinului Petru I Rusia, medalia Dimitrie Cantemir, distincția suprema Academiei de Științe a Moldovei, medalia Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală din Geneva. Eu stau aici, uite, la pian, aici m-ați găsit și aici voi sta, fiindcă aici este ziua culturii la mine. Și numai ziua de viața culturii. Cultura trebuie să fie în afară de spații, în afară de timp, în afară de autor. Autorul nu este el, numai cel care lansează, dar deja nu îi aparține această marfă, această producție. Nu am făcut niciodată cultură moldovenească. Eu am făcut cultură, pur și simplu cultură. Aici trebuie să ne înțelegem. Dar noi credem, uite, este Ziua Națională Cultură. Asta, uite, cultura moldovenească, bai de capul acestei culturi, dacă iar rămâne numai în hotarele Republicii Moldova. Aș zice, uite, acum ar fi cazul, într-adevăr, să zic, vă felicit, dragii mei colegi, cu Ziua Culturii. Dar cu ce? Deci, pentru mine, această Ziua Culturii, așa numită, a Republicii Moldova, pe mine nu mă încălzește din cauza că cultura, iarăși repet, cultura nu e a Moldovei numai, cultura trebuie să fie universală. Dacă ea nu tinde la categoria universală, înseamnă că ea nu merită de a fi cultură. Înainte de toate, trebuia asigurată baza. Și atunci, după bază, desigur că ar fi și sărbătoare. Și ar fi, desigur că eu m-aș bucura. Într-adevăr, repet, eu cu mare bucurie, uite, aș scoate toată roba asta și mi-aș pune papionul. Dar nu-i cazul. Pentru ce? Orice lucru care se adopte, se hotărăște, se rezolvă, el are o platformă. La fel ca și, uite, eu aici mă așez, eu pe scaun stau, scaunul eu cădea. Și cultura va cădea dacă nu va fi acest scaun subvenționat.